Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Bună seara, Iași, bună seara, Moldova, vă spune Petru Frăsilă de aici, de la etajul 10 al Universității Petre Andrei din Iași, domnul profesor universitar dr. Nicolae Boțu, consilier al ministrului Ioan Rus, ministrul transporturilor. Bună seara și bine a venit, domnul consilier. Bună seara. Eu vă salut cu drag și cu respect, pentru că ne-am întâlnit când mergeați la București, prin gară, ca să știe lumea că... Deși aveți o funcție așa de importantă, erați cu trenul, ca și mine, da, la lucru. Folosesc mijloacele de transport ale ministerului. Da. Am vorbit noi atunci multe lucruri, multe detalii despre ceea ce înseamnă situația autostrăzilor și a drumurilor expres ca, mă rog, perspectiva acestui master plan. Aș vrea să discutăm din punctul de vedere al ministrului, al guvernului și... Mă rog, a ceea ce înseamnă acum posibilitatea de finalizare. Se vorbește foarte mult. De Ziua Unirii am văzut oameni cu banderolă la mâna stângă pe care era desenată o autostradă pentru Moldova. Cum stăm? Avem autostradă din cauza celor cu banderolă? Cum gândiți? No, acestea sunt niște probleme politice de ale lor interne, de care nu ținem cont. În schimb, s-a ținut foarte mult cont de opinia moldovenilor în general, a oamenilor de afaceri, a tuturor celor care lucrează aici și, de ce să nu o spun, totul s-a ținut cont și de acele acțiuni începute acum nu mult timp vis-a-vis de realizarea autostrăzii Târgu Mureșeaș, că de fapt aici e bătaia. De fapt toată povestea, aici e toată cine problemă. Face autostrada, după cum a fost cine face aeroportul. Dar mă rog, noi nu suntem politicieni, no, asta și e altă problemă. Nu intrăm deloc. Problema este că cine nu va face autostrada Târgu Mureșeaș va pierde alegerile, asta cu siguranță. Și dacă vor ambele formațiuni, cine nu, câștigă? Nu, aici vedea cine e mai tare în gură și asta cu tare în gură rezolvarea problemelor politice. Până la urmă, însă se face, se eu face fără discuție. Contați în acest dialog și în, mă rog, punerea în pagină, ca să spunem așa, la nivel de plan și de strategie. Bun, deci haideți să vă spun despre ce este vorba. Când a apărut primul master plan în octombrie anul trecut, era trecut autostrada Brașov-Bacău, de la Bacău încoace spre Iași prin Pașcani drum expres, iar Târgu Mureș-Ungheni era trecut sub formă de drum expres. De ce? Pentru că așa a ieșit efectiv din analiza firmei AECOM din București, care a făcut master planul, având la bază niște criterii stabilite de Uniunea Europeană. Deci, tehnic vorbind, aceea a fost varianta inițială pe care după aceea a început să se lucreze din punct de vedere politic și economic și în funcție de doleanțele celor care locuiesc în aceste zone. Pentru că discuțiile nu sunt numai aici, acestea sunt cele mai evidente și cele mai importante pentru noi, dar mai sunt discuții, spre exemplu, pentru Constanța, Tulcea, pentru Craiova, Pitești și așa mai departe. Mai sunt zone dintre astea, dar asta pentru noi, fără discuție, este cea mai importantă și cu adevărat este cea mai importantă, pentru că ne-ar deschide o cale extraordinar de importantă pentru legătura cu Ardealul și cu vestul, dacă... da. Aici. Pentru că de multe ori am fost întrebat, bun, și nu vreți totuși autostradă mai degrabă spre București, nu merge spre București, nu e vorba cum merg eu sau merge altcineva, problema este de mărfuri să meargă totuși către vest și cei din vest să poată să vină și să-și dezvolte afacerile în Moldova și în primul rând în Iași. Și atunci au început să analizeze variantele și celelalte variante din alte puncte de vedere, nu neapărat din cele strict tehnice, și anume cele istorice, cele de dezvoltare, de prognoză. Și atunci, în urma presiunilor și în urma intervențiilor, s-a ajuns la concluzia că Târgu Mureș și Iași trebuie neapărat să fie autostradă. Am înțeles. Și dumneavoastră aveți aici pe programul acesta punctată ce înseamnă. Nu, deci despre ce este vorba acum? Discutăm, haideți să spunem, ca să terminăm acum, dar terminăm mai repede. Brașov-Bacău va fi autostradă de la început. Mai mult,
Deci asta este de ultimă oră. Bacău, Pașcani, cea care trebuia să fie drum expres, a trecut din nou la autostradă, a fost inițial autostradă, după care a fost clasată la drum expres, acum va fi din nou autostradă, cu începere acum în perioada 2015-2016, în așa fel că până în 2020 să fie gata. Deci vom putea să venim de la Brașov până la Pașcani pe autostradă, urmând ca după aceea de la Pașcani la Iași să venim pe autostrada autostrada Târgu Neamț, de fapt. Ungheni Târgu Neamț. Bun, deci va fi Ungheni Târgu Neamț autostradă cu siguranță, pentru că aici avem și banii toți de execuție, iar Târgu Neamț Ditrău și respectiv Ditrău Târgu Mureș va fi la nivel de autostradă fazată începută în 2016. Fazată înseamnă că în prima fază va fi drum expres, după care se va face și drumul și autostradă. Dar e clar că din start construcția va fi pentru autostradă, chiar dacă deci, nu, ca să pe înțeleagă cineva că nu mai mergem încă o dată să tăiem munții. Pe data de 3 februarie până este limita de primire a studiilor de fezabilitate, a propunerilor, ofertelor pentru studiul de fezabilitate pentru autostradă. De execuție? Refacerea studiului de fezabilitate, care a fost realizat în 2012, dar cu totul alte criterii și a fost prost făcut. Ăla nu se poate pune bază. Sigur că îl vom folosi și pe acela, cel puțin din punct de vedere al traseului. Dar analizele de stabilitate, analizele geotehnice și toate celelalte elemente de calcul se vor reface. Pe data 3 februarie este ultima zi pentru primirea ofertelor. Pe 4 se deschid ofertele, se va decide, sper, cât mai repede cu putință și sper sincer să nu mai fie contestații sau cel puțin să se rezolve mult mai repede dacă vor fi. Trebuie să mai treacă prin Parlament acest master plan până la urmă, nu care va fi inclus. Imediat vă spun și cu treaba asta, dar acum eu vă spun ce se va întâmpla la compania de drumuri. Deci pe data de 4 se vor deschide ofertele, se va face tabelul cu... Februarie. Deci suntem acum. În fierbere. Acum, da. Și se va decide executantul, se va trece la realizarea SF-ului, studiul de fezabilitate. Pe tot traseul la nivel de autostradă. Adică deci de la Târgu Neamț, Târgu Neamț la Ungheni, Ungheni și de la Târgu Neamț la Târgu Mureș. Nu, în faza aceea sau Târgu Neamț, Ungheni, nu, Târgu Mureș, Ungheni, tot, ca să-l avem pe tot. Da. Deci între Târgu Mureș și Ungheni la nivel de autostradă. Asta e corect ce spuneți, pentru că în felul ăsta se vor termina cu polemicile. Se va termina această dispută politică. Să înțelegem că s-a ajuns la o concluzie. Bineînțeles, s-a ajuns mai înseamnă... de mult la cine vrea să audă, aude. Cine nu, cine o ține în continuare pe a lui cu partea politică. Asta e altă problemă, nu e problema noastră. Am nicio treabă cu ei și ar fi foarte bine să nu se mai amestece în problemele acestea dacă vrem să rezolvăm problema cu adevărat. Să-i lase pe... Am înțeles. Să revenim atunci la ceea ce înseamnă etapele de lucru. Bun, deci se va face studiul de fezabilitate pentru autostradă. Imediat după asta se va trece la realizarea autostrăzii Ungheni-Târgu Neamț, urmând ca între Târgu Neamț și Târgu Mureș să se treacă la realizarea drumului expres. Aici problema este că în tronsonul al doilea, între Târgu Neamț și Ditrău, zona de munte, zona cea mai grea, de departe, avem o sumă foarte mare de lucrări de artă. Viaducte, tuneluri, poduri. Toate aceste elemente se vor dimensiona de la început la nivel de autostradă. Și se vor realiza de la început la nivel de autostradă. Și eu cred că atunci când vom face calculul, vom ajunge la concluzia că pentru acest tronson de mijloc este... Nu, diferența între expres și autostradă nu este atât de mare. Ca preț. Și cred că o să se facă la nivel de autostradă de la început. Urmând ca după aceea Târgu Mureș Ditrău să vedem dacă reușim să obținem bani. Dar să știți că și în acest moment se discută cu BEI, cu Banca Europeană de Investiție, cu BERD-ul, cu
parteneriatul public-privat, diferite instituții, care să investească în această autostradă bani privați și să putem să facem de la început autostradă. Deci mai jos de varianta pe care v-am spus acum nu va mai fi. Am înțeles. Deci, până la urmă, toate discuțiile care au aprins, inclusiv Ziua Unirii, au fost mai liniște acum, dar... Astea erau dirijate de la început, erau pornite pe discuții și eu înțeleg oarecum. Dar ar fi bine să nu ai amestece partea practică cu politica. În acest moment, România, făceam noi un calcul și chiar aici în emisie cu alți invitați, ar avea cam 3 cm pe cap de locuitor. Da. Mic, puțin față de unguri, puțin față de foarte puțin. Bulgari, chiar, nu mai vorbim de vest. Avem 656 de kilometri de autostradă. Față de 1000 și ceva Ungaria, 1300. Bineînțeles. Nu, stăm foarte, foarte prost. Și Ungaria. Dar toți cei care au fost în 25 de ani la putere, n-au făcut aproape nimic cât au fost acolo. Ajung. Ce am făcut până acum? Da, unde sunt? Acum toți sunt extrem de guralivi și extrem de puternici când sunt în opoziție. Și ăștia care au fost acum, sunt acum la putere, tot la fel au fost atunci când erau în opoziție. Când era zic, aici sunt banii voștri sau aici sunt banii noștri. Da. Mă rog, dar... Asta e problema lor, nu mă interesează și nici nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar de data aceasta nu avem cum să mai rezolvăm problema. Și apropo de ce a spus dumneavoastră, deci această hartă finală, sper să fie finală până la urmă. De ce? Pentru că va ajunge în Parlament. Adică se va fi votat în Parlament. Va fi analizat în Parlament. Se dorește o abordare unitară a tuturor partidelor pe această dezvoltare. Un angajament, cred, în așa fel încât peste un an sau peste doi, când va veni altcineva la putere, să nu schimbe această hartă și această investiție. Până la urmă, această hartă era importantă sau este importantă pentru recunoașterea la nivel european a posibilor solicitări de finanțare. Cu asta, aici e problema, de fapt. După ce se rezolvă în Parlament, acela va fi master planul cu care ministrul va merge la Bruxelles. La momentul respectiv, dacă Uniunea Europeană va accepta, atunci ăla rămâne bătut în cuie fără niciun fel de posibilitate de modificare. Orice modificare se va face pe banii noștri. Am înțeles. Și partea bună este că, iată, dacă vorbim despre 2014-2020, sperăm să atragem bani pe anumite tronsoane, că nu știu dacă ne vom încadra pe total autostradă. Avem 4 miliarde de euro bani europeni pe care trebuie să-i atragem pentru zona de autostradă, la care puțin dacă ne gândim care ce vrem să se facem. Adaugă, da. Asta este contribuția noastră. Numai Târgu Mureș și Iași e 4 miliarde și ceva de euro. Da, deci ar trebui să facem numai această autostradă și să nu mai facem nimic altceva. Nu știu dacă pentru noi e și ani sigur că ar fi foarte bine și ne bate cu pumnul în piept, dar dacă suntem puțin mai realiști, constatăm că nu putem să facem treaba asta. În schimb, să mai adaugă la această sumă încă 2,11 miliarde din accize, din rovinietă, din toate, deci vor fi 6, din taxe, vreo 6 și atunci miliarde. Probabil va bugeta cumva, sau a prevăzut probabil guvernul, da, și alt ceva sumă care... de contribuție la banii europeni. Trebuie să dăm 15% să primim 100 de lei, 15% trebuie să dăm noi. Am înțeles. Din suma asta sau plus suma? Nu, din suma respectivă, 85% primim de la Uniune și 15% noi. Total, dacă am fi să evaluăm harta aceasta, câți bani ne-ar trebui? Pentru că noi oricum eșalonăm pe sistem bugetar și anul ăsta și la anul 28 de miliarde de euro. 28 de miliarde. Asta înseamnă că acești 7 ani sau cât sunt, 2014-2020, da, nu, însemna 28 câte de, 4 ori 28 7, de miliarde. Cam așa ar fi, câte 6 miliarde pe an. Uitați aici am sumele. 28 de miliarde inclusiv 2020-2030. Banii europeni vorbim, dar ar trebui să mai punem noi. Bineînțeles. Pe fiecare an bugetar, cred că ar trebui să mai deci alocăm. Valoare totală cu TVA, cu tot, 28.682.000 de euro pentru câți kilometri? Autostradă, 725 de kilometri de autostradă. Înțelegând Târgu Mureș, toate celelalte autostrăzi. Și ce mai facem de la Bacău, Brașov și unde mai se lucrează? Da, și celelalte autostrăzi. Și Bacău, Brașov, Bacău, Pașcani. Dar mai sunt și celelalte din care sunt la nivel național, da.
Pe urmă, autostradă fazată 184 de kilometri, drumuri expres 1809 kilometri. Deci, în general, cam vreo 2700 de kilometri de drumuri expres și de autostradă. Cu șanse de realizare și până în 2020, nu cred. Nu, până în 2030. 2030. Haideți să definim dar ce înseamnă. Să zici, chiar dacă am avea banii ăștia, n-am fi în stare să le să cheltuim. Noi cheltuim dacă am fi ca chinezii, din păcate, am lucrat, ca pe vremuri când se lucra ca pe șantierul național. Da, cu Heirup și eu ce Heirup era. Cred că nu mai vrem asta, o să facem încet, încet. Nu, dar deci în momentul de față cheltuim, consumăm aproximativ 1 miliard de euro pe an. Doar în condiții deosebite și cu o organizare impecabilă am putea să ajungem la maxim 2 miliarde de euro pe an. Ca absorție, spuneți? Ca absorție și absorție efectivă, că realizări efective în in situ pe amplasament. Deci asta putem să facem, dar mai mult nu. Cine lipsesc? Constructorii? Am putea contracta companii din vest. Bine, sau mă rog, sunt multe alte. Aici avem probleme mari și cu aceste companii din vest. S-a văzut, am avut problema aceea de anulare la un moment dat a unui contract cu o companie americană. Da, bineînțeles, Bechtelul, sigur că da. Dar și de atunci mai avem încă destul de multe probleme. Și cu impregile acum pe autostradă, cu problema aceea cu fisurile, crepăturile. Exact, dar nu, ce ne facem? Noi sunteți specialist în drumuri și... Ce s-a întâmplat acolo? A fost tasări? Nu s-a calculat prea bine? Nu. Deci, este o problemă de construire, de construcție, nimic deosebit. Dat fiind faptul că totul se desfășoară pe 70 de metri, atât. Din 22 de kilometri pe 70 de metri, într-adevăr, atât au apărut deja scrăpături, mai mult decât fisurile. Am văzut că încăpeau acolo... Da, da. Bine, spectaculos chestia cu... Da, televiziunea trebuie să filmeze și cu atenție și la sol. Își vând marfa. Dar sunt situații, sigur că nu sunt corecte, nu sunt normale, dar pot să apară, pentru că pe 22 de kilometri, dacă dai peste o zonă unde terenul de fundare este mult mai dificil sau au fost probleme acolo de tasări diferențiate, sunt explicații tehnice, nu cred că are rost să intrăm acum, se pot întâmpla astfel de fenomene. Bun, dar pe riscul financiar vorbind, al constructorului. Deci el trebuie să facă să nu mai apară. Dacă apare, are iar și o problemă. Nu a făcut până acum, pentru că e o perioadă dificilă de iarnă. Plouă tot timpul, trebuie să se usuce, trebuie să timpul să fie prielnic și din primăvară va scoate, va da afară toată zona asta care s-a desprins și va reface fundația drumului. Da, bineînțeles. Băi, niciun fel de problemă. Oricum, eu știu că se percepe o taxă în aceasta de garanție. Garanția este bine mers. E reținută întotdeauna un termen de un an. Milioane de euro ca și garanție. Da, da. Și atunci banii aceia automat se duc în reparațiile acestea. Absolut. Și nu-i mai primește constructorul. Da, e important de definit asta, ca să înțelegem totul că nu, este al... banii noștri nu au fost furați. Totul este al constructorului și el rezolvă problema, pentru că el și-a asumat responsabilitatea. Mai mult, el a făcut și proiectarea. Deci aici a fost criticul galben, proiectare și execuție în același timp. Deci la el sunt toate problemele, toată responsabilitatea. Dacă apărea alt proiectant, poate mai era litigiu între proiectant și executant. Păi, aici de asta și-a apărut acest sistem, proiectare și execuție în același timp. Nu e chiar cea mai bună soluție, dar uite că sunt situații dintre astea în care dacă el a făcut și proiectarea și execuția, nu pot să mai ei nu pot să mai dea vina pe altcineva. Aș vrea să definim ce înseamnă drum expres. Pentru că poate vreau să înțeleagă că e drumul actual care mergem noi de la Iași la Bacău. Este foarte bine și foarte importantă chestia asta, pentru că foarte multă lume discută și își dă ochii peste cap și tot refuză drumul expres fără să știe ce este vorba. Acum avem vreun metru? Un kilometru? În momentul de față, în România, avem exact 0 kilometri de drum expres. Deci nu știe nimeni cum arată. Abar n-are nimeni. Doar cei care au mai lucrat, au mai fost afară. Mai sunt niște trasee în care apar aceste elemente pe mijloc din beton, New Jersey se numesc, care duc la ideea de drum expres. Deci, diferența între autostradă și drum expres constă în faptul că la drumul expres nu există cei 2 metri banda dreapta-stânga de urgență în care oprești, pe care oprești dacă s-a întâmplat ceva, dacă ai un accident sau... Da, trebuie să găsești telefonul, suni... Așa, mă rog, problemele acestea. Ei, la drumul expres nu.
intră. Aici e diferența cea mai importantă. Pe urmă, drumul expres ca și autostradă are două benzi pe sens, două dus, două întors. Lățimea este puțin mai mică la autostradă de 3,75 m, la expresii 3,50 m, deci o diferență de 25 cm. Sigur, am auzit și idei că ăsta e foarte important. Este adevărat. Acum se poate face filozofie pe tema asta. Cât de importante sunt cele 25 de pe fiecare sens. Sau ce mai important sunt cei pe fiecare sens de mers pe fiecare 25, bandă. A, pe fiecare bandă. Pe fiecare bandă. Deci ai 25, 50 de fapt pe da, pe o direcție. Pe o direcție. Iar pe mijloc la autostradă zona e despărțită. Zona de despărțire este metalică, la drumul expres din beton. Elementele acestea New Jersey. În rest nu există niciun fel de deosebire. Am auzit iarăși o problemă că nu proiectarea drumului expres are o viteză maximă proiectată de 120 de kilometri, autostradă 130. La aceste elemente autostrăzi fazate, de la început se face proiectarea pe 130. Pentru că n-ai cum să-l faci proiectarea la 120 de kilometri și pe urmă ce să-i faci? Să-i mai tragi o leacă din curbă și din... Nu ai cum. Deci de la început o faci pentru 130. Acolo, pentru că mai sunt foarte multe trasee care au fost clasificate și care vor rămâne cel puțin o lungă perioadă de timp ca drum expres. Asta se calculează la 120 de kilometri pe oră viteza. Deci nu sunt false aceste probleme ridicate de diversi... Cum ar fi drumul special de la Pașcan la Târgu Neamț, să spunem, între cele două autostrăzi? Drum expres sau un drum, cum e acum, național? Nu. Cum e prevăzut? Pașcanul, deci Bacău-Pașcan... Pașcan să meargă de pe o antenă, de pe o autostradă pe altă. Că a spus că până la Pașcan se vine cu autostrada Bacău, iar la Târgu Neamț și cealaltă. Și merge pe cealaltă autostradă. Optim? De acord, dar deplasarea între Târgu Neamț și Pașcan se face pe o... Autostradă. Se va face pe autostradă. Am înțeles. Numai înțeles. Pe autostradă. Se intersectează cele două autostrăzi. Da, exact. Deci asta vine în sus și cealaltă e ca un T. Și se întâlnesc undeva pe lângă Pașcan. Adică nu se iese din una și mai merge nu știu cum pe alt fel de drum. Nu, numai pe autostradă. Deci vom veni de la București. Numai pe autostradă, pe traseul București, Brașov, Bacău, Pașcani, Iași, sau vom veni pe drum expres, că se va face și expresul, pe actualul DN2. Cum mergem acum? Mergem pe la Focșan, pe la Tecuci, prin zona aceasta. Deci ăla va fi drum expres. Foarte important de precizat, drumul expres nu va trece prin localități. Nu vor trece pe acolo. Nu avem nicio treabă. Localitățile rămân probabil pe ce avem acum. Ce este acum, exact. Drumuri naționale. Problemă, să scăpăm de căruți. Păi este foarte mare problemă și asta și vorba și de viteză, că nu o să mai fim nevoiți mai în localități să mergem cu 50 la oră. Deci nu trece prin localități. Intrările, ieșirile, toate sunt defazate, sunt denivelate. Adică se va intra pe autostradă, tot ca și pe drumul expres, exact la fel cum se face și acum pe autostradă. Nu se poate intra efectiv vii cu tractorul și intri pe drumul expres. Nu se poate. O bandă, o perioadă până intră. Sigur, banda de accelerație în care intri frumos, civilizat. Deci nu este niciun fel de diferență, în afară, repet, de cei 2 metri, 2 metri de o parte, 2 metri de cealaltă, banda de urgență și lățimea, efectivă lățimea... Cât sunt? 25 de centimetri la fiecare. La fiecare de da. Acum, spuneam tot în discuția care am avut-o noi atunci că există o autostradă Comarnic, Bacău sau undeva pe acolo care știu că... Brașov-Comarnic. Brașov-Comarnic. Da. Se lucrează? Nu. Știu că e luată cumva... E o problemă mare acolo. Una privată, să spunem. E o problemă... Nu, a fost câștigată de a doua oară. A fost la licitație, a ieșit chiar de vreo 3 ori, pare mi se că a ieșit la licitație. Acum, ultima dată a fost câștigată de un consorțiu alcătuit din firma franceză Vansi, din Strabag, austrieci și din grecii de la Actor.
se caută bani pentru finanțarea acestei autostrăzi. Zona privată. De data aceasta, nu? Au încercat, sau și, e la, privat, au încercat și la privat, public-privat. Încearcă toate posibilitățile, toate fondurile posibile să le strângă ca să poată totuși să facă acest traseu. Câți kilometri înseamnă? 56 de kilometri sunt aici și sunt sume foarte mari, foarte, foarte mari. E și o zonă mai greu accesibilă. Pe 30 de ani de, cu tot cu execuție, cu tot, 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 cu exploatare, cu monitorizare, cu tot, 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 undeva, pare mi se, undeva spre 7-8 miliarde de euro. Chiar mai mult decât, spunem noi, Târgu Neamț. Da, dar e foarte grea. Acolo Târgu e numai astea, viaducte și tuneluri și e zona de munte. Da. Foarte grea. Și va fi foarte, foarte greu de găsit banii ăștia. În prima fază e nevoie de undeva de vreo 2 miliarde ca să înceapă și de 4 miliarde ca să termine. După aceea, diferența ar fi banii pentru întreținere, pentru da, celelalte lucruri de construcții. Da, pentru da. Că uitați-vă, noi toți spunem că avem autostrăzi, dar până la urmă nu au ele, nu au toate, nu prea n-am găsim văzut, noi restaurantele pe care le știm, benzinării, nu sunt spațiile de parcare rezolvate. Asta n-ar trebui să le facem în regim privat, să spună direcția, cum se cheamă, drumurilor naționale. În prima fază nu, în prima fază intră în proiect, dar după aceea monitorizarea lor și exploatarea lor poate fi dată în regim privat. Și acum avem în vedere ca acest lucru să-l facem nu numai pe zonele de autostradă, dar chiar și pe drumurile naționale existente, să acordăm aceste parcări, să le închiriem, să spunem, unor PPP-uri în interes, parteneriate public-private, care acolo să-și facă o construcție, un restaurant, un hotel, ceva, dar să-l îngrijească, că vedem parcările astea cât de murdare și de nivel european, pentru că dacă mergi în Germania pe autostradă, să spunem, de unde ieșim noi de la Oradea sau de unde prindem autostradă spre Ungaria, da. Acolo te oprești pe autostradă la un restaurant, mănânci cele câte ore faci, 10-15 până la Viena, nu mănânci cât la un restaurant sau, mă rog, un hotel. E un business. O să mai scadă un pic cifra de afaceri la cei care sunt pe drumurile naționale sau cele. Asta e situația. Dar eu un interes, cred, pentru a solicita închirierea sau construcția de la Ministerul Transporturilor prin... Sigur, este și... Și eu cred că și aici vor fi licitații care face, vine cu proiectul mai bun, care are în vedere o investiție serioasă. Da, repet, noi o să începem cu drumurile naționale. Chiar uitați pe cum mergeți pe DN2. Dar sunt până la București, pe exemplu. Sau, avem câteva locuri, pe la Bacău, pe acolo, pe la dar sunt multe situații. De câte ori n-ați oprit într-o parcare undeva și ați văzut numai peturi, numai mizerii peste tot, coșuri răsturnate, aruncate. Cu grup sanitar, cu exact, după toate normele. Credem, oamenii, uite, asta e în custodia voastră, da, și poți ne dați și nouă cotă parte, nu știu cât, pe lună sau ceva la sfârșitul anului, dar va fi un parteneriat public-privat, să înțeleg. Sigur. În asemenea situație. Da, exact. Da, eu cred că acest subiect va fi o preocupare a oricărui guvernant de acum până în 2030. Absolut. Pentru că legătura noastră cu vestul, sistemul de afaceri va funcționa altfel dacă la acest capitol vom evolua. Ar fi și caz. Treabă... 25 de ani de la momentul evenimentului din 89, în mod normal ar fi trebuit să avem toate aceste autostrăzi gata rezolvate, dacă ne-am fi pus la dispoziția privaților să investească, chinezii, știu eu cine, austrieci sau cine și-o mai propus, aveam vreo șansă să fim mai dinamici? Doar ne luau bani mai mulți pe aș fi tentat să răspund categoric da, dar nu aș spune, n-aș da un astfel de răspund dacă țin cont de faptul că aproape că majoritatea străinilor, nu toți, dar majoritatea străinilor care au venit aici au lucrat prost. Deci nu știu cum se întâmplă. Am văzut. Că ajung în România, ei au o experiență foarte formidabilă. Peste tot, și la noi parcă ajung aici devin români
de cea mai pură calitate. Folosesc meseriași la noi, cred, nu, și la, și la nu noi. Numai, și sunt de răsător după aceea, când constată că se poate și așa, îi plătesc în prima lună, a doua lună, dacă văd că ceilalți nu fac, atunci o să lasă și ei pe Dumnezeu. Iar noi îi lăsăm. Deci, normele noastre și sistemul nostru de verificare, de monitorizare, nu ne permite să luăm din timp măsuri. Ei, problemele acestea trebuie modificate, trebuie schimbate. În momentul de față, la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi va începe o perioadă foarte, foarte dură de reabilitare și de reformă, din toate punctele de vedere. Putem să vă provocăm să spunem, de fiecare dată când mai sunt noutăți, să discutăm acest lucru pe postul nostru de televiziune, fiind și regional. Până asta, poate într-o săptămână, două, dacă avem noutăți, da, să le aducem la cunoștință, pentru că la noi, într-adevăr, toată lumea fierbe, crezând că noi nici nu intrăm în acel master plan Iașu cu Târgu Mureș. Da. Și dincolo de intrat, cum spuneați, cu aprobările Parlamentului și a Europei, a Parlamentului European sau unde ajunge la Bruxelles, trebuie să știm și cum facem pașii, dacă îi facem. Indiferent cine ar guverna, noi trebuie să fim cât mai informați, pentru că dacă suntem informați, o să ne doară capul mai puțin de această. Bun, dar trebuie să și luăm, avem în vedere ceea ce discutăm, să rămână stabil. Noi, într-adevăr, avem și un istoric a acestor comentarii. Promisiune am avut, dar nu s-au făcut aici. Și aici e adevărat. Și asta este adevărat, dar... Dacă nu era domnul Fenechiu, nici n-avea această regie, sau cum se cheamă, autostrăzilor. Era cumva separată de Ministerul Transportului. Că domnia sa, știu că a zis că eu, dacă devin ministru, mă ocup numai de acest lucru și numai bine a rămas fără pârghie. A rămas numai cu ministerul. I s-a luat compania acum. Mă rog, n-a avut compania în drumul național. Și da. De aceea poate n-a făcut suficienți pași, ca să spunem așa. Da, nu știu ce a fost așa. Mă rog, dar ajungem iar la politici, dar nu e problema noastră. Să comentez, da. Domnule consilier, domnule profesor Nicolae Boțu, dacă ajungem la dumneavoastră, cam cât stați la București, cât pe acasă, cum mai stați cu timpul? Eu îmi țin orele, în general, lunea, și marți, miercuri, joi, vineri sunt la București. Am înțeles. Înseamnă că m-am provocat de pe drum, ca să spunem așa. Da, de mișcare, da. Da, iarăși, dacă bine suntem că... la transporturi, măcar. Bine că puteți. Păi ne mai întâlnim cu trenul următor. Da. Că... Nu, e foarte importantă și chestia asta, să avem oameni acolo, moldovenii și, în primul rând, ieșenii. Parcă totdeauna am fost văduviți. Ne-am făcut ceva pe vremea liberalilor lui conduși de Fenechiu, dar după aceea parcă n-am mai avut. Dar parcă n-aș vrea să mai avem astfel de oameni pe care... Dacă erau patru miniști atunci. Dacă îi căutăm acum în afară de unul, s-a cam ascunși. Da. Cam ascunși. Ei, așa e în tenis. Da. Vă aduceți aminte povestea aceea cu Toma Caragiu. Așa e în tenis. Așa e în tenis, corect. Eu o duc prin extrapolare, așa e în politică. Da. Cred că mulți... No, aici, și chiar aici e o problemă pe care am trebuit să o învățăm. Odată cu această chestiune legată de autostrăzi, pentru că nu are rost să discutăm acum cum s-a ajuns de la un master plan la altul, cum s-a ajuns la aceste completări, dar lobby-ul local acolo în minister și în guvern este foarte important. Bun, dar la momentul ăsta dumneavoastră sunteți consilierul ministrului transporturilor și nu știu dacă avem un secretar de stat în domnul Popa la economie. Da. Și în rest cam bate vântul. Nu știu dacă de aici până acum am înțeles că este altcineva la Ministerul Învățământului, a fost numit un secretar de stat. Am înțeles. Da, și de la Focșani, culmea este chiar la Focșani este un secretar de stat la Ministerul Transporturilor, domnul Matache, care e moldovean de-a nostru, să-l contactăm și să-l provocăm data viitoare. E focșanean. E moldovean. Mai mult decât. Noi ne vedem până la Galați, deci e și Focșani și Galați și Brăila. Da, domnule profesor, vă mulțumesc și vă doresc un weekend plăcut acasă. Mulțumesc. Și spor la muncă săptămâna viitoare. Da. Studenții vă așteaptă că e sesiune. E sesiune, da. E o problemă, cred că... Da, în sesiune mai puțin, în restanțe, nu în sesiune, asta e în toamnă, acolo mă așteaptă. Da, vă doresc succes și să ne vedem cu bine la următoarea întâlnire. Mulțumesc. Până la următoarea întâlnire, Petru Fasilă îi mulțumește domnului profesor Nicolae Boțu, consilier al Ministrului Transporturilor, Ioan Rus. Petru Fasilă, vă spun încă o dată cele bune și dumneavoastră, dacă ne-ați urmărit, știri locale, știri regionale, dăm legătura colegilor de la București pentru Prima TV, cu Tele Moldova continuăm 24 de ore din 24. Bună seara Iași, bună seara Moldova! Mi-e dor să mă merg la un ceas, să fiu
liceanul Bălai. Mi-e dor să mai merg la un ceai.